Nu vreau să ajung la mâna lor la bătrânețe, că ăștia nu o să-mi dea nicio cană cu apă. Eu ce pot să fac? Mă gândesc că la un moment dat o să rămân pe drumuri și nu am niciun ban pus deoparte. Spuneți-mi și mie, de ce? Exact, de ce? Am văzut într-un documentar că în insulele Feroe sunt case cu gazon pe acoperiș și mă gândesc să mă retrag acolo. Ce-mi veni, domn? Știți, eu n-am peste 35, am 27, dar mă gândeam că poate îmi spuneți și mie de ce mă gândesc la nepoți la vârsta asta. Dimineața după operație de glaucom mi-am dat seama că am bani, dar n-am timp. În loc să mă distrez și eu de ziua mea, mintea îmi stă numai la bani. De ce? Sunt pe cale să accept un job de analiză recrutare și asta pentru că este foarte, foarte bine plătit. De ce gândesc ca un mercenar? Asta a fost prima zi când mi-a cumpărat fix strictul necesar. Care e explicația? Deci am făcut cu nevastă mea o taxonomie a priorităților în viață și pe primul loc ne-a ieșit siguranța finanțelor pe termen lung. O fi adecvat? Azi la piață mi-am dat seama că trebuie să fiu și eu mai economă. De unde și până unde? Am 40 de ani și simt că am intrat într-o panică financiară. Ajutați-mă, domnule. Nu mai sunt sigur dacă vreau să schimb pe asta cu asta și mă gândesc să țin banii pentru altceva. Greșesc? De când s-a returnat de afară, nu-mi iese din cap că îi fac ceva pentru la bătrânețe, anche de la tinereța. De ce mi se întâmplă asta? Ziceam că mi-am luat bicla doar din motive ecologice, dar mi-am dat seama că am luat-o doar ca să fac economie la bani. Am tras ani de zile să le iau o casă la ei mei și acum îmi dau seama că la mine nu m-am gândit deloc. Vedea eu ceva? E foarte bine. V-ați maturizat și cred că ar fi bine să aflați câte ceva despre o pensie facultativă, pensia celor peste 35 de ani. Pentru informații, dați-ne telefon sau intrați pe site.